Aceste daruri de veche sunt poeme în care încerc, atât pentru mine, cât și pentru posibilii mei cititori, să creez o stare de spirit propice pentru receptarea minunii. Și ca să poți să te apropii de sărbătoarea Crăciunului, trebuie să intri într-o anumită stare pregătitoare. A spune că aceste daruri de veche pregătesc intrarea în lume și pentru cititor a colindelor. Și aș spune, niște poeme ale așteptării. Aici așteptarea și veghea se armonizează pentru că ceea ce aștepți stând de veghe se întâmplă. Aici este minunea că poți să aștepți și la un moment dat să te trezești în prezența celui pe care îl aștepți. Și e un fel de a aștepta, dar și de a veni în întâmpinarea minunii pe care o aștepți.